Ca discuție, ieri am primit factura la gaze pe, să spunem, noiembrie, pe luna noiembrie, unde furnizorul a estimat o valoare, să zic, de consum mult mai mare decât în mod normal. Și precum și prețul deja depășește cu mult dublarea cea mult discutată. Deci el pentru luna noiembrie mi-a dat un preț de 0,880 pe megawatt, pe kilowatt, iar decembrie deja 1,4 lei pe kilowatt. Discuția este că de prețul oarecum pe factură calculat pentru o perioadă de 3 săptămâni a fost undeva în jur de 2600 de lei, comparativ cu o lună normală care eu nu plăteam mai mult de 600. Acum ce să zic, voi face notificare pentru că este o problemă, într-adevăr există problema asta a facturilor mărite.